continuarea etapei de trasare prezentată în episodul anterior, cum se trasează o casă din 8 octombrie, trebuie să subliniem și etapa de marcare a săpăturilor. Aceasta se face cu praf de var. Praful de var se presară pe pământ, marcând traseul săpăturii. Se poate vedea conturul celor patru fundații tip pahar aflate la colțurile casei, în zona terminală a grijilor de fundare, la capătul acestora, iar alte patru în zona medienă a grijilor de fundare și una în aproximativ centrul geometric al casei. Odată marcate traseele de săpătură, mini-excavatorul echipat cu cupă calibrată pe lățimea grijilor de fundare a început excavarea pământului. Săpăturile nu au fost de amploare și nu au necesitat sprijiniri suplimentare. Odată finalizate, s-a putut trece la etapa următoare, turnarea betonului. Scop în care a fost comandat betonul, s-a făcut planificarea logistică și betonul a sosit. Cu cifa și pompa. Băieții s-au apucat direct de turnat. Este de menționat faptul că săpătura a fost excesivă, ar fi trebuit să poată doar gropile pentru fundațiile pahar, fără acele șanțuri suplimentare. Dacă mi le fură, dați banii pe ele. Dacă le fură, să-i ne plătim noi, umatar, noi. Acestea au reprezentat manopere suplimentare și un consum excesiv de beton. Ar fi fost suficient ca peste fundațiile pahar, în definitiv niște cuzineți de fundare, să fie realizate cofrajele grinzilor de fundare, continui sub ziduri, iar talpa de fundare pe care o vedem aici, sub traseul viitorului grinz, ar fi putut să lipsească. În zona unei lucrări corect executate, mai este de menționat faptul că ar fi fost bine ca pe fundul gropilor de fundare să fi fost instalată o folie de polietilenă care să fi păstrat intactă compoziția betonului, raportul apă-ciment al acestuia. Faptul că pământul absorbe o parte din apa din beton poate conduce la modificarea rețetei betonului. După cum se știe, raportul apă-ciment este definitoriu marca betonului. Mai puțină apă poate modifica rețeta, respectiv poate afecta rezistența betonului. După turnarea fundațiilor pahar și a tălpilor de fundare, s-au executat carcasele de armătură din fier beton pentru grinzile de fundare continue sub pereți. S-au utilizat armături longitudinale cu diametru de 16 mm și etrier cu diametru de 10 mm. Solidarizarea acestora s-a realizat prin legarea cu sârmă de 3 mm. Odată carcasele de armătură realizate, s-au amplasat pe poziția corectă a viitorilor grinzi. În jurul lor s-au confecționat cofrajele. O atenție deosebită este acordată cotelor de execuție pentru că acestea să înglobeze total și corect armătura. Etanșiitatea lor este la fel de importantă pentru a nu exista scurgeri ale laptelui de ciment din conținutul betonului. Cofrajele în sine sunt o adevărată construcție. Rezistentă și rigidă, aptă să susțină greutatea betonului. La sisteme constructive cu frei metalii din profile ușoare îndoite la rece, cofrajele sunt utilizate doar la turnarea fundațiilor și a plăcii de beton armată a parterului. O soluție mai rapidă și mai ieftină. Din echiparea la șantier necesară și obligatorie la acest moment, nu lipsesc OSB-ul de 22, scânduri și cusaci din brad pentru realizarea proptelelor necesare la turnarea betonului, pentru că nu trebuie să uităm că în afară de greutatea sa specifică și fluiditatea pe care o are betonul, noi o să turnăm cu pompa acest beton, deci el va căpăta o forță suplimentară, un alt tip de... Și, bineînțeles, sculele necesare. Drujbă, teslă, ciocan, rangă
și câteva accesorii foarte importante, cum sunt sârma și cuiele. Asta este lucrarea de dulgherie care se desfășoară acum în vederea lăsării cofragilor pentru tunarea grinzilor continue sub viitorii pereți ai construcției, carcasele de armătură fiind realizate din armături de FI16, armăturile longitudinale, și de FI10, etrierii, legate și ele la rândul lor cu sârmă. Între fundații continue, tip grindă continuă sub perete, vom avea 4 pateuri de umplutură care se va realiza după decofrare, înainte de turnarea plăcii de beton. Iar placa de beton o să fie realizată prin armare cu armătură combinată tip STM și alte armături prevăzute în proiect. STM-ul ăsta de cât e? 6 mm? Așa e, de 6. Și ochiul e de? De 10 pe 10, cred. 10 pe 10. Da. Iar toate astea se vor lega de grinzile noastre, având în vedere că turnarea betonului se va face până la 5 cm sub nivelul superior al armăturii, se leagă armăturile și pe urmă se va turna placa. Și n-ar fi deloc indicat să-ți fugă cofrajul la vale când ai turnat betonul. Deci lucrare de dulgherie. Din inventarul de șantier nu va lipsi niciodată metru sau ruleta și iată și bormașin, dar cu acumulator, pentru că spuneam. Ce nu avem încă la șantier și mai durează, nu avem curent electric și atunci toate sculele respective trebuie gândite, culese și alese din această obligatorie independență energetică, pentru că fără ele lucrurile nu pot avansa. O soluție pentru aceste lucrări cu consumuri energetice relativ reduse poate fi suplinită de prezența unui generator. Ieri l-am avut aici în șantier și l-am ratat să-l filmăm cu dududu-ului, dar astăzi, pentru că suntem doar în partea asta pură de dulgherie, nu mai e prezent la șantier, s-a dus să călătorească în altă parte. Motiv pentru care poluarea sonoră lipsește. Da, dar bem cafea. Da. Cafea de înaltă rezistență, nu? Da, 20. Be... ce... ce 20-25? C300. C300, nu, la B300. Nu, e C300 ăsta, că e cafea, nu e B de la beton. E C de la cafea. Cu adaosuri? Aditivată? Aditivată. 2, 4. 1, 2, 3, 4, 5... 6. 2, 4, 6. 2 la primărie, 2 la prefectură. Hai că se încălzește cafeaua. Nu am terminat, mă. Aveți? Avem 4 calea de primărie. Păi n-aveam, mă. Calea. N-am, mă, dacă a fost drujba la voi. Coffee break de șantier, nu? Coffee, da. În loc să fie acum la un mall, la o cafenea celebră. A? E mai bine aici. E bine și aici. Aer curat, albine. La mult cheltuit bani, vrei. Aici e moca. Da. Cafea moca, a? Cafea moca, da. Spuneți, domnul. Spuneți, cu ce vă servim? Un latte, un macchiato, un cappuccino forte, un cappuccino vienez? A? Și un șnițel maramureșan. Cu mult lemn în el, nu? Uite că lemn ne avem. Uite, ne-a adus să bem cu paiul acum, fie. Da.
Mamă, ce de zahăr am pus în ea. Așa e aici la Bălteni. Calul de dar nu se caută, nu se caută la măsele, da? Băieții,